Care ne reprezintă Bogdan Terea, Dan Petrescu, Miodrag Belodedici, Gheorghe Mihali, Daniel Prodan, Gică Popescu, Gheorghe Hagi, Ilie Dumitrescu, Ionuț Lupescu, Dorin Munteanu și Florin Răducioiu. Intervenție foarte reușită a lui Mihali, posibilitate de contraatac. Gică Hagi îl lansează pe Florin Răducioiu, care are un apărător între el, un dribling, Răducioiu, șut! Minutul 16 marchează Florin Răducioiu, 1-0 pentru România. Dorin Munteanu. Hagi. Încearcă să-l surprindă de la distanță pe Cordoba. Extraordinar ce ochi a avut Gică Hagi. Portarul columbian era ieșit din poartă și n-a lipsit mult ca Hagi să-l surprindă printr-un șut observat, vă rog, de la mare distanță, de la aproximativ 35 de metri. România conduce acum cu 1-0 pe Columbia, echipa cea mai lăudată de presă în ultima perioadă, deși la această ediție a Cupei Mondiale participă triple campioane mondiale, Italia, Germania și Brazilia. Totuși despre Columbia se vorbește cel mai mult. Tonul l-a dat Pele. Să vedem ce va urma. Să-l prindă pe portarul columbian. Cordoba a ieșit din poartă, a încercat-o și puțin mai devreme. Acum suntem în minutul 34 și revedeți această extraordinară lovitură de la distanță a lui Hagi, un lob perfect în colțul porții lui Cordoba. 2-0 pentru România. 100.000 de spectatori surprinși de acțiunea lui Hagi, care a avut un moment de inspirație realmente genială. România conduce Columbia, spuneam, echipa mult lăudată, marea favorită a celor mai mulți gazetari prezenți aici la Cupa Mondială cu numărul 15. Fantastic, 2-0 pentru băieții noștri, golul reușit de Răducioiu în minutul 16 și Hagi în minutul 35 în acel șut de-a dreptul fantastic de la 40 de metri. Hagi. O
ofensă, un dribling, al doilea dribling, pătrundere, șut al lui Ilie Dumitrescu. Căldura nu inventează echipa noastră, Răducioiu în fața lui Cordova, reușește să sune balul, gol! Am câștigat, victorie! Echipa României conduce cu 3-1. A marcat în minutul 89 Florin Răducioiu. România-Columbia 3-1. Iată că echipa noastră care începuse să zâșnească în atac a reușit acum dintr-o pasă excepțională a lui Serimeșii după o lovitură liberă a lui Hagi să înscrie din nou prin Răducioiu care a reușit să treacă de Oscar Cordova, portarul columbian învins pentru a treia oară. Lovitură liberă Hagi, reluare Răducioiu pe lângă portarul columbian, al treilea gol al echipei României care nu cred că mai poate pierde acest meci din care a mai rămas un singur minut. Și deci la fel ca acum 4 ani la Cupa del Mondo, România a debutat la turneul final al elitei fotbalului cu o victorie. Atunci am învins cu 2-0 formația Uniunii Sovietice, acum o victorie care va intra desigur în istorie, 3-1 cu Columbia, mare favorită a acestui turneu final.